Sunt nutriționist Diana Artene, doctor în nutriție oncologică și haide să învățăm să ne hrănim după diagnosticul de cancer. Cel puțin după diagnosticul de cancer este extrem de important să primești sfaturi de nutriție oncologică strict personalizată diagnosticului tău de cancer, stadiului tău de cancer, altor boli de care mai suferi tu și etape de tratament oncologic în care ești tu acum. Pentru că dacă o să urmezi tot felul de sfaturi, lelea riști să pierzi principalul mod prin care poți să susții vindecarea de cancer. Recomandările de nutriție oncologică adecvate unei persoane diagnosticate cu cancer pancreatic sau hepatic nu sunt adecvate unei persoane diagnosticate cu cancer de prostată sau cancer mamar. Recomandările de nutriție oncologică adecvate unei mămăici cu diabet și insuficiență renală diagnosticate cu cancer mamar la 72 de ani nu sunt adecvate unei paciente de 36 de ani diagnosticate cu cancer mamar la 2 ani după ce abia a născut. Recomandările de nutriție oncologică adecvate în chimioterapie nu sunt adecvate unei persoane în radioterapie, chimioradioterapie, imunoterapie sau tratament antiestrogenic. Recomandările de nutriție oncologică adecvate în chimioterapia cu epirubicină nu sunt adecvate în chimioterapia cu capecitabină. Doar că, din păcate, toată lumea sare cu sfaturi pe pacientul cu cancer și, pentru că toți știm să mestecăm de când ne-am născut, principalele sfaturi prin care țăcănesc de cap pacienta sau pacientul cu cancer imediat după diagnostic și pe parcursul tratamentului și forever după, sunt sfaturile despre ce ar trebui și mai ales despre ce nu ar trebui să mănânci. Așa cum am scris în a patra mea carte, fie ți se va spune să mănânci ca și înainte de diagnostic, că oricum nu contează, fie ți se va spune să mănânci doar mere bio din grădina ursului culese la răsărit de o virgină. Aceste două păreri, diametral opuse, nu mânca proteina animală, deci ce naiba o să mănânci? Și în principal o să mănânci alimente vegetale, doar că alimentele vegetale sunt bogate în carbohidrați. Sau mănâncă alimente pure, deci ce naiba o să mănânci? În principal, legume, fructe, cât mai exotice, organice, bio, pure, scumpe, bogate, nu numai în profit pentru vânzători, antioxidanți, vitamine, minerale, ci și în carbohidrați. Principalul mod prin care poți să-ți dai seama dacă persoana care îți dă ție sfaturi despre ce ar trebui să mănânci după diagnosticul de cancer aberează cu diplomă sau chiar se gândește să-ți fie ție bine pe termen lung, este recomandarea unui aport echilibrat nu numai de carbohidrați, ci și de proteine. Pe românește, orice recomandare pseudo-profesională, sfat, dat cu părerea sau googleală care include mese fără proteine sau fără glucide, nu are nimic de a face cu nutriția oncologică, ce te ajută să susții vindecarea prin păstrarea masei musculare și prin evitarea creșterii grăsimii pe parcursul tratamentului. Impactul oncologic al pseudonutriției dată din pacient în pacient după urechea cea blagă sau din doctor în doctor după doctor Google este scăderea șansei de vindecare de cancer pentru că susține pierdere de masă musculară și creșterea adipozității după diagnostic pe bază de ceea ce se numește sau ce spunem noi se numește lipogeneză de novo. Și asta înseamnă că facem în organism grăsime din carbohidrații consumați în exces. Grăsimea asta, crescută prin aport crescut de carbohidrați, poate să apară când avem un exces de sucuri fresh de fructe și legume sau că mâncăm prea puține proteine, că evităm proteina animală sau prin mese doar de fructe sau când ținem post religios sau ținem post intermitent și, din păcate, susține două lucruri mari și late. În primul rând, o eficiență mai scăzută a tratamentului oncologic, eficiența tratamentelor oncologice scăzând paralel cu creșterea aportului de carbohidrați și o toxicitate mai crescută a tratamentului oncologic, toxicitatea tratamentelor oncologice crescând paralel cu scăderea aportului de proteine. Însă,
În plus față de impactul oncologic nociv al țesutului adipos crescut, pentru că te-ai apucat tu așa să mănânci mulți carbohidrați, în organismul îngrășat nu apar numai prea multă grăsime sau nu o să mai intri tu pe ușă, nu. Apar modificări enzimatice și hormonale care agravează în timp exact îngrășatul, într-o spirală ascendentă din ce în ce mai greu de corectat. Dacă ești diagnosticat cu orice tip de cancer, păstrarea masei musculare și menținerea cantității de țesut adipos în limite fiziologic normale reprezintă cel mai important factor pe care poți să îl influențezi comportamental pentru a-ți îmbunătăți sănătatea și prognosticul pe termen lung. Nu evitarea proteinei animale, nu îndopatul cu freșuri bio, nu găleata de suplimente cu antioxidanți. Și acum vorbim despre personalizare. Și personalizat vorbim despre pierderea echilibrului dintre țesutul muscular și țesutul adipos. Nu vorbim despre creșterea greutății totale și atât. Greutatea totală poate să rămână constantă în timp ce masa musculară scade și grăsimea crește. Iar principalele consecințe ale faptului că grăsimea crește este că apare în organismul în care se întâmplă asta mai multă aromatază și mai multă leptină. Astea sunt două lucruri pe care o să le explic imediat, dar în principal trebuie să înțelegi că țesutul adipos nu este a cincea roată la căruță, roată de care poți tu așa să scapi când ai chef să urmezi tot felul de diete crețe la cap. Țesutul adipos este un organ endocrin ce secretă enzime și hormoni, iar cel mai activ enzimatic și hormonal țesut adipos este cel depozitat în zona viscerală. Deci, dacă mai facem încă un pas spre nutriție personalizată, vorbim despre grăsime viscerală, nu despre grăsime abdominală sau despre grăsimea depozitată în organe. Grăsimea depozitată la nivel abdominal poate să fie subcutanată, adică localizată între piele și mușchi, sau viscerală, adică localizată între mușchi și organe. Iar grăsimea viscerală nu înseamnă grăsime depozitată în organe. Grăsimea depozitată în ficat, în pancreas sau în rinichi se numește steatoză, nu grăsime viscerală, și înseamnă că în celulele organelor respective, în hepatocit, de exemplu, s-a depozitat grăsime, nu care a răsărit brusc peste noapte o celulă adipoasă în ficat. Această depozitare intracelulară de grăsime este frecventă la persoanele supraponderale sau obeze, dar poate apărea și în cazul persoanelor normoponderale cu aport crescut de carbohidrați. Pe românește, dacă te apuci tu așa să bei tot felul de sucuri fresh de fructe și legume sau să iei mese doar de fructe, o să apară treptat o depozitare crescută de grăsime în celulele ficatului tău, ceea ce duce în timp la amplificarea toxicității hepatice a tratamentului oncologic. Dar nu pentru că tratamentul oncologic a devenit brusc mai toxic, ci pentru că ai fost în contact cu vecina care a văzut reclama la nou usturcător, acum la reducere. De asemenea, grăsimea asta depozitată intracelular în masa musculară, în urma meselor care au un aport dezechilibrat de proteine și carbohidrați sau în urma episoadelor de înfometare voită sau conjuncturală pentru că ai fost la spital să ți se administreze tratamentul, dar nu ți-ai luat pachetel, nu înseamnă grăsime viscerală. Însă, grăsimea depozitată în masa musculară înseamnă scăderea procentului de țesut muscular care se încordează 24 de ore pe zi. Deci, scădere metabolică, deci îngrășat, chiar și atunci când nu mănânci mai mult. Revenind însă la grăsimea viscerală, este important de reținut că celulele din țesutul adipos localizat intraabdominal între mușchi și organe este mai activă enzimatic și hormonal, având o secreție mai mare de aromatază și leptină. Și vă spuneam că asta este foarte important în cazul pacienților cu cancer. Aromataza este o enzimă în celulele adipoase care transformă testosteronul în estrogen.
Cu cât avem mai mult țesut adipos, cu atât mai mult testosteron este transformat în estrogen. Și este important să înțelegem că atât femeile cât și bărbații avem o secreție absolut fiziologic normală de testosteron în gladele suprarenale, aspect hormonal pozitiv care ne influențează direct cantitatea de grăsime depozitată visceral și cantitatea de masă musculară din corp. Și, datorită aromatazei, atât femeile cât și bărbații, cu cât avem mai mult țesut adipos, cu atât avem mai mult estrogen și mai multă grăsime viscerală și mai puțină masă musculară. Asta, tichie de mărgărit așezată frumos peste scăderea eficienței tratamentului antiestrogenic cu inhibitor de aromataza. Și, pe lângă această enzimă, care ne place sau nu ne place să vorbim despre ea, mai avem și un hormon secretat tot de această a cincea roată la căruță, care se numește țesut adipos, și anume leptina. Am vorbit de multe ori despre leptină în videoclipurile mele, dar acum aș vrea să reții așa, că leptina este un hormon secretat de aceste celule adipoase, care în principal influențează percepția senzației de sațietate. Doar că nu este vorba doar de sațietate, este vorba de faptul că leptina poate face multe alte lucruri în organism, printre care stimulează funcționarea adecvată a sistemului imun nespecific, adică exact acea parte a sistemului nostru imun responsabil cu distrugerea celulelor maligne circulante. Doar că mai mult nu înseamnă mai bine, mai mult înseamnă mai rău. Pe măsură ce cantitatea de țesut adipos, deci de leptină, crește, organismul devine din ce în ce mai surd la comenzile leptinei, adică atât percepția sațietății cât și imunitatea scad pe măsură ce adipozitatea crește. Din păcate, leptina mai face o treabă destul de importantă în organism și anume stimulează secreția pancreatică de insulină. Insulina asta fiind în principal un hormon responsabil de introducerea glucozei în țesuturi, în țesuturile de care e ea responsabilă, în principal mușchi și ficat. Și de ce este important? Pentru că, la fel ca și în cazul leptinei, și în cazul insulinei, cu cât am mai multă, cu atâta nu e mai bine, e mai rău. Organismul, apărându-se de insulina secretată în exces, prin scăderea accesului țesuturilor la glucoză. Deci, cu cât ai mai mult țesut adipos pentru că mănânci lelea, cu atât mai puțină glucoză poate să intre în celulele ficatului și ale mușchilor și cu atât mai multă glucoză rămâne pentru celulele canceroase. Și această glucoză, da, poate să provină din alimente pure, organice, bio, scumpe, fără proteină animală, dar este glucoză și va rămâne și va putea fi folosită de către aceste celule maligne. Pe banii tăi și pe creierul tău speriat, influențat de toți făcătorii de bine care s-au apucat să te ajute să te vindești de cancer, dându-ți sfaturi de pe Google sau de la Țața Leana. Pe termen scurt, câteva dintre consecințele aplicării sfaturilor de nutriție pseudo-oncologică sunt scădere metabolică prin pierdere de masă musculară, osteopenie și osteoporoză prin pierdere de masă osoasă și mai puțină energie, adică oboseală cronică, tulburări de somn, iritabilitate, anxietate, depresie. Pe termen lung însă, prea multă insulină, adică rezistența la insulina a mușchilor și a ficatului, duce treptat la depozitarea de grăsime în mușchi, în ficat, în pancreas, în rinichi, în dislipidemie, în mai mult risc cardiovascular. Deci vei avea un risc mai mare cardiovascular nu doar pentru că ai făcut chimioterapie, ci pentru că ai avut un apor prea mare de carbohidrați. Iar rezistența la leptină, adică modul în care se apără organismul de faptul că ai prea multă leptină, duce treptat la pierderea capacității de percepție a satietății și duce la scăderea imunității. Și revenind un pic la percepția sațietății, cu cât adipozitatea dintr-un organism este mai mare, cu atât avem mai multă leptină, indiferent de greutatea corporală totală. Cu cât ai mai multă grăsime viscerală, cu atâta îți va veni să mănânci mai des și mai mult, în timp ce masa musculară scade și grăsimea viscerală dospește mocnit. Desigur, poți să-ți folosești voința și să te abții să mănânci mai mult doar pentru
puțin timp, pentru că de cele mai multe ori restricțiile alimentare autoimpuse de la Dr. Google citire sau de la tot felul de pseudonutriționiști o să fie pe termen scurt. Voința funcționează pe termen scurt, dar sănătatea și boala sunt rezultatele unor decizii comportamentale repetate în timp. Decizii comportamentare care generează adaptări enzimatice, adaptări hormonale, pe care dacă nu le cunoști, nu le cunoști. Doar că faptul că nu le cunoști nu înseamnă că nu există.